Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știrea sună așa: 26 de polițiști din Vama Calafat au fost reținuți pentru corupție, fiind suspectați de luare de mită și abuz în serviciu. 26, bă băiatule, au fost atât de mulți reținuți dintr-o dată încât s-au umplut arestul de la IPJ Dolj și unii au fost duși în arestul din Gorj. Deci nu există arest în țara asta câți polițiști pot fi reținuți. Deci a redistribuit, practic. Da, s-a făcut redistribuire la examenul de capacitate de luare de mită. Procurorii monitorizau Vama Calafat de ceva timp. Polițiștii aceștia colectau mici atenții de la șoferii care intrau în țară. La finalul zilei dădeau cotă parte din încasări șefului de tură. O ciubucăreală de-asta. Uh-huh. Ieftină, dar tristă. În echipă. Da, cum? În ieftină, echipă, dar în echipă. Ciubuc mic, nu era ciubuc. Nimeni lăsat în urmă. Ciubuc mic, ciubuc bun, cum corect s-ar putea spune. Și toți copiii băgați. Da. Câțiva toți euriți pentru unul, unul pentru toți. Da. Asta e de apreciat. De apreciat în ce sens? Nu mai zice asta, că lumea te de... crede. Da, pune un smiley face. Spune că... că lumea te crede, da. Bine să te omor. Cum dacă poți mă crezi pe mine, ceva înseamnă că îți meriți soarta. Păi, dar oamenii te ascultă, când tu ești vocea de la radio și tu spui, păi așa mă, e de apreciat, da, solidaritatea. Dar noi suntem aici o emisiune de ne râdem. Polițiștilor care iau șpagă. Cum să poți spune așa ceva? Disclaimer. Pe mine să mă luați în serios doar la știrile din sport. Și cât e fond. Și câteodată... S-a terminat fondul papa. Da, și la acolo dublu, mai, și da, la dublu sau nimic să te luăm și în la serios. Dublu sau nimic, da. Nu. Și revin la întrebarea mea. Mă, totuși, ai o uniformă, trebuie să impui respect, ești în slujba cetățeanului, te pensionezi mai repede, ai o pensie bunicică, îți dă voie statul să lucrezi în timp ce ești polițist, să-ți mai iei un job. După ce termin treaba, oricum ai după ce termin, ești la pensie, ai viitorul asigurat, că poți să-ți faci firme de securitate, de pază și așa mai departe, mereu cerere pentru asta. Cum n-ai bătăi cu piciorul la tot, la tot ăsta, la toată această carieră și cum să spun, imagine pe care o ai în fața societății pentru un rahat de 5 euro, 10, 20 de euro. Pentru că ce-i în mână nu-i minciună. Ce prostie. Frăția șpăgarilor. Păi cum 5 euro? Că am citit că făceau 900 de euro pe zi. Păi da, dar ești făci mici. Făceau. Trebuiau să făceau 900. Nu știu dacă făceau 1-900. Poate făceau 1-900, habar n-am. Păi e trafic mare acolo și dacă merge treaba, găsești înțelegere la... Iată ce... 5 euro. Iată o declarație, citez, conform legii, aceste mici atenții înseamnă de fapt mită, înseamnă că polițistul de frontieră a favorizat șoferul care poate a intrat în țară cu droguri sau cu arme. Aceste mici atenții trebuie să dispară, au declarat surse din cadrul anchetei citate de Adevărul. Normal, evident, că dacă iei mica atenție de la ăla, de ce dă ăla o mică atenție? Ca să ce? Ca să ce? Dacă polițistul își face treaba, tu când treci frontiera, când te duci în Grecia, te tentează cumva să dai o șpagă la polițistul de frontieră? Nu, de ce aș da? Adică nu înțeleg care ar fi, de ce să dau? Stau acolo, i-arăt pașaportul, am trecut, merg mai departe, am ceva de ascuns sau care e problema? De ce să dau șpagă? Pentru un serviciu pe care el este plătit să-l facă. Asta este jobul lui. Corect. Tot ieri, procurorii DNA din Iași făceau percheziții la Vama Sculeni, unde, asta e pe partea cealaltă, unde mai mulți polițiști de frontieră sunt bănuiți că ar fi luat șpagă ca să nu controleze mașinile care veneau din Republica Moldova. Acolo se face contrabandă masivă cu orice. Da, și cu țigări, sigur, cu orice și cu droguri din partea aia. Salariile acestor domni, altfel, sunt semnificative, tocmai ca să reziste tentațiilor. Aici vreau să ajungi repede să vedem cât câștigă. Potrivit publicației Newsweek, un inspector de la Vama Calafat, nu, de la Vama Sculen, pardon, încasează salariul 10.000 de lei, la care se adaugă diverse sporuri. Eu risc să spun că se duce înspre 15.000 de lei, 3.000 de euro pe lună. Nu știu dacă e adevărat sau nu, adică n-am fluturașul de salariu, dar cu sporurile astea care se adună, cred că se duce în direcția aia. Brut sau net? Net. Bun. Foarte bun. Și nu e prima dată când polițiștii corupți sunt arestați cu secția, cu ciurda. Am mai dat știri de genul ăsta. Și asta e un acru. Apropo de ce spunea Luca, da, e de apreciat că sunt frați, în frăția șpăgarilor. Bă, când se apucă să fure, totuși, care este rezistența morală a acestor oameni în fața colegilor lor care încalcă legea? Adică nu înțelegi care e treaba? Adică, bun, ai intrat, ești polițist, ai văzut Training Day,
Asta este un film pentru care Denzel Washington a luat Oscarul. Da. Da? Este un polițist corupt care face trafic de droguri, care este în cârdășie cu mafia locală. Și vine un rookie, vine un junior, se angajează. Și ăsta încearcă să-l bage în sistem. Și băiatul ăsta totuși are Ethan Hawke. Are rectitudinea morală și rezistența în fața acestei tentații și presiuni, că e și o tentație, banii și presiunea. Dacă nu ești cu noi, ești exclus din sistem. Și rezistă, oricât ar fi de greu. Unde este rezistența morală a polițiștilor români care, într-o astfel de secție, sunt corupți toți într-o secție? Sunt arestați, bă, cu ciurda, cu secția. Ăla e film, Denzel. A în fost filme, un caz. Nu mai știu, e mai greu. Nu mai știu în ce județ, nu vreau să greșesc, să spun un județ, să jignesc pe cineva, dar a fost un caz în România, cu o secție de asta de poliție arestat, a fost un singur polițist care a rezistat. Așa e, dar nu mai știu unde era. Ăla l-aș fi promovat, l-aș fi făcut, cum să spun, îl făceam șeful poliției din județul respectiv. Nu vi se pare? Pe de altă parte... Pe de altă parte, zi, vrei să spui ceva? Nu știu, la noi când pelea toată clasa rămâneau 2-3, știi, așa e și la poliție. Tocilarul de obicei și... Da, și încă unul care avea ceva în neregulă, da. Nu se simțea bine. Acum luați în calcul că noi glumim când îmi confirmă, asta. Îmi confirmă un amic că la Brăila a fost cazul ăsta cu... Aveam bănuiala că Brăila, dar nu voiam să jignesc Brăila. E la Brăila, e la care rămânea în clasă. Pe de altă parte, stai să te gândești, nu se poate, adică... Au fost câteva cazuri de polițiști de frontieră și vameși arestați, documentați, nu, de către procurorii anticorupție, prinși că luau șpăgi, documentați cu averi nejustificate, trimiși în judecată și făcuți scăpați prin decizii ale Curții Constituționale. Defecția e foarte mare. Da, de râdeau ei între ei după aceea de cât de proști, de cât de proastă e justiția în România. Și atunci... Ce poți să ceri? Adică dacă există acest exemplu, băi, oricât ai fura, până la urmă în țara asta tot scapi. Acum nu trebuie să-i... E posibil ca o parte din cei care sunt în gașca asta, uite, de 26, că mereu e toată lumea ei. Sunt presupus nevinovați până la proba contrarie. Da, așa e. Dar e posibil ca unii să intre în sistemul ăsta chiar și împotriva voinței lor, pentru că altfel riscă să nu rămână acolo, să fie excluși și să-și piardă un job, să trebuiască să-și găsească altceva. Bă, zav, ok, da, și e o țară liberă. Adică e dacă... foarte adevărat. Dar știi cum e? Ți-ai găsit un job? Jobul e bun, exact cum spui tu. Presupune o chestie. Poate faci mai puțin decât fac ceilalți. Dar trebuie să fii cu ei acolo, că altfel nu reziști. Mă, dacă tu ai aflat că, uite, Luca și cu mine și cu Adi Tudor începem așa să furăm și te invitam și pe tine, tu ce ai face? Frate, până la moarte. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.